Dragi prieteni, asta nu este propagandă, este emisiunea Novars, postul Moldova 1 și astăzi ne-am teleportat într-un spațiu unde va avea loc o dezbatere a unei problematici, zic eu, destul de acute, în contextul în care trăim deja de un an, dar poate și de mai bine de 10 de ani. Ce ține de discursurile în literatură, în media, ce ține de propagandă, de dezinformare și problema devenită acută, în special în perioada recentă, având în vedere contextul războiului din Ucraina. Vom avea parte și de literatură, în sensul că va avea loc o prezentare de carte. Iar astăzi vreau să o prezint pe Paula Ierizanu, care va modera și discuția de astăzi și ne va vorbi mai multe detalii, inclusiv despre romanul apărut recent și pe marginea problematicii care va fi dezbătută de astăzi. Vreau doar să concretizez că nu e vorba de un roman, e vorba de o carte de non-ficțiune. Este scrisă ca un roman, așa, la fel de viu și... la fel de antrenant, dar informația este reală, veridică, bazată pe interviuri cu jurnaliști, cu specialiști în comunicare, dar conținutul în sine este bazat pe experiențele proprii autorului, Peter Pomerantsev, un cercetător născut în Kiev, dar care a locuit în Marea Britanie și acum lucrează în SUA. E vorba de povestea părinților săi, care au fost impuși să meargă în exil în Marea Britanie din Ucraina sovietică din cauza că citeau literatură interzisă în perioada sovietică și apoi e vorba despre felul în care are loc dezinformarea. Poate și cenzura. Și cenzura la nivel global. Aceste idei și povești le explorează Pomerantsev prin interviuri cu ziariști, cu activiști pentru democrație, cu comunicatori sau strategi de comunicare care au contribuit la campaniile electorale ale lui Donald Trump sau ale lui Vladimir Putin sau ale lui Duterte în Filipine. Deci și un soi de carte de călătorie, pentru că mergem prin toată lumea pe calea campaniilor de manipulare a maselor. Și despre Revoluția Orange, Ianukovici, se vorbește și despre asta. Exact, da. Și chiar și despre războiul din Ucraina. Acum, dinainte de marea invazie, dar cel început în 2014 în estul Ucrainei. De ce este important pentru tine personal? Da, de ce este important să vorbim astăzi despre această problematică, inclusiv manifestat în literatură? Pentru mine, ceea ce gândim noi reflectă ceea ce citim sau ceea ce auzim sau absorbim din mass media, de pe rețele de socializare. Este exact asemănător cu sănătatea noastră, care reflectă ceea ce mâncăm. Dacă o să mâncăm în fiecare zi de la McDonald's, atunci sigur asta ne va afecta corpul și sănătatea. La fel, dacă o să citim sau o să ne luăm informația din surse de dezinformare și nu din surse care vor să ne spună ce se întâmplă cu adevărat, asta ne va afecta capacitatea de gândire, analiză critică și propria noastră viziune asupra lumii. Sunt de acord cu tine, pentru că, uite, incredibil, dar pe vremuri nu mai erau atât de multe surse de informare și totuși astăzi, când s-ar părea că fiecare, bine, cu telefonul mobil e un operator sau un fotograf și fiecare ar putea afirma, totuși cât de anevoios este să alegi informația veridică și cât de ușor poate fi ea manipulată, ceea ce s-a întâmplat cu sute și zeci de oameni care nu înțelegeau săptămâni întregi ce se întâmplă în țara vecină. Într-un secol în care există acces la informații, dar problema este că este super, super mare acest flux de informații și atunci discernământul cu care fiecare poate să filtreze această informație, aici este o mare întrebare care, cred eu, astăzi se va pune în dezbatere. Și mai interesant este această manifestare în sensul artistic și în sensul de literatură. Dacă cunoști vreo realizare în acest sens a autorilor autohtoni de la noi sau spațiu românesc. Da, Alexandru Bordian lucrează cu tema asta în romanele lui, de exemplu, în ultimul său roman, Casa mai multor primăveri,
El abordează tema asta a relației dintre un dictator și fiul său undeva în estul Europei și se joacă cu ce cunoaștem noi cu adevărat despre evenimente. E un soi de... ca o premoniție de altfel, dar lucrurile se repetă în exact, istorie. Da, și de fapt în romanul lui chiar sunt premoniții, inclusiv sunt pagini întregi de litera Z. Mă rog, e un accident dar, al istoriei. Dar da, aceste arhetipuri, inclusiv autoritare și dictatoriale, care în fiecare țară, în diverse parcursuri istorice, cred că au avut loc și mai ales în țările ce țin de spațiu post-sovietic, cumva se manifestă, știm și de Belarus și de alte exemple, când mai bine de 30 de ani omul este și teritoriul este sub influența unei singure persoane. Sperăm să fie o discuție de bun augur și să dezbatem într-adevăr această problematică. Bine v-am găsit la această dezbatere la o temă super actuală, cum luptăm cu dezinformarea. Eu mă numesc Paula Irizanu, sunt jurnalistă și scriitoare și îi am alături de mine pe câțiva dintre oamenii din prima linie în lupta cu dezinformarea. Este vorba despre Alina Radu, directoarea și fondatoarea Ziarului de Dardă, de Valeriu Pașa, reprezentant al comunității Watchdog, de Daniel Vodă, purtător de cuvânt al primului ministru, și de Liliana Vițu, președinta Consiliului Audiovizualului. De asemenea, dezbaterea pornește de la o carte proaspăt apărută în limba română, Asta nu e propagandă, de Peter Pomeranțev. E a doua carte a lui Peter Pomeranțev publicată în general, dar și în limba română. Prima sa carte, Aventuri în Rusia de azi, se axa pe experiența lui ca producător la televiziunea Tentă în Rusia, unde acesta realiza programe de divertisment până în momentul în care și-a dat seama că el face parte dintr-o campanie ideologică a Kremlinului și s-a retras respectiv din activitate, înapoi în Marea Britanie unde a crescut. Acesta e născut la Kiev, iar astăzi e cercetător în informare și dezinformare, în propagandă, la o universitate din SUA. Respectiv, în baza cercetărilor sale, a scris această a doua carte, Asta nu e propagandă, un fel de tur al lumii în urma, care ia urma campaniilor de dezinformare care au schimbat fața politică atâtor și atâtor țări, de la Filipine la SUA, din Ucraina în Serbia și tot așa. Vreau să vă întreb care au fost primele voastre impresii, citate, scene, idei care v-au surprins sau care v-au confirmat niște idei la care țineați dinainte și pe care țineți să le împărtășiți și aici. Ceea ce mi-a confirmat această carte era frământarea noastră a jurnaliștilor de investigație despre faptul că trebuie să urmărim banii și propaganda înseamnă foarte mulți bani. I-a venit peste noi cu rețelele sociale unde iarăși sunt pompați mulți bani, unde circulă mulți bani, dar noi nu am fost pregătiți să înțelegem că această grămadă de bani circulă prin propagandă și rețele sociale și distruge foarte multe lucruri. Deci nici jurnaliștii, nici activiștii, nici guvernele, nici societatea nu au fost pregătite să înțeleagă cât de important e să fie investigate aceste crime politice și financiare și nu sunt pregătite să-și plătească oamenii care trebuie să facă sau ar putea să facă aceste munci, pentru că am văzut o carte, de exemplu, de câteva ori, menționându-se și unele sume, un zilier în fermele de troli, în Rusia primește $100 pe zi, cei din China am văzut că primesc 50 de cenți pe o postare, bun, cunoaștem și noi niște detalii financiare și cât credeți că primește un jurnalist sau o persoană cu discernământ bine intenționată care trebuie să combată
propaganda. Uneori nu e plătit cu nimic, cum face din propria lucrurință. Deci una, să urmărim banii, asta mi-a confirmat încă o dată cartea, și al doilea argument e cât de mult luptă și riscă unii jurnaliști sau activiști ca să găsească adevărul, să-l facă public. Deci, în cartea, am văzut și mărturii când unii activiști au fost omorâți, cum ar fi doctora din Mexic, alții au fost mutilați, arestați, le-au fost înspăimântate familiile, s-au avut o mulțime de neplăceri și asta doar pentru că un om vrea să comunice adevărul. Cartea a fost scrisă definitivată în 2019, în ajun de pandemie, care a fost pe un eveniment care a adus pericolul dezinformării foarte mult în atenția întregii lumi. Atunci când instituții internaționale, la nivelul ONU, guverne, format internațional, încep să discute și despre infodemie, s-a conștientizat mult cât de mare impact au aceste manipulări. Și doi, agresiunea militară la scară largă împotriva Ucrainei și ceea ce s-a văzut despre societatea rusă în contextul acestui război. E important să luăm în calcul că aceste concluzii, exemple, sunt dinainte acestor două evenimente marcante. Cred că cel mai mult mi s-a întipărit o concluzie, și în special pentru că a fost făcută înainte de războiul la scară largă din Ucraina, concluzia autorului despre rolul războiului informațional în războaiele convenționale. O să dau chiar un citat. În ziua în care m-am pomenit însă în zona unui conflict armat adevărat, avem să descoper că și atunci când focurile de armă sau bombardamentele sunt cât se poate de reale, toate acțiunile, inclusiv cele militare, sunt întreprinse cu gândul la impactul pe care acestea îl vor avea pentru război informațional. Deci, văzând ce se întâmplă în Ucraina și în jurul acestui război, fraza asta este absolut, deci e un fel de definiție, atunci când fiecare acțiune influențează mersul de mai departe a războiului. Felul în care o parte sau alta va fi reflectată de presă la nivel internațional, va fi percepută de opinia publică, are influență asupra sancțiunilor, asupra volumelor și determinării de a oferi armamentul atât de necesar Ucrainei. Deci Ucraina reușește să reziste în acest război nu doar datorită felului în care cetățenii săi, soldații ucraineni, rezistă pe câmpul de luptă, dar și pentru felul în care a reușit să convingă comunitatea internațională că este dreaptă, că va rezista și că trebuie ajutată. Tonul general al cărții este unul foarte pesimist. Și spre final, o atitudine de asta depresivă, aproape eschatologică, este o definire a problemei, o descriere a problemei și nu se oferă niciun fel de soluție. Iar ceea ce a urmat în timpul pandemiei și după, dincolo de toate problemele cu acest război în Ucraina, arată că toată această dezinformare masivă, această propagandă toxică poate fi învinsă. Sau poate fi cel puțin învinsă de moment, pentru că este o luptă continuă, o reinventare. Dar eu unul nu sunt de acord cu tonul ăsta pesimist în carte, pentru că știu că și noi, Republica Moldova, avem exemple că poate fi bătută această dezinformare. Eu nu sunt de acord aici cu Valeriu. Mie nu mi s-a părut că această carte nu oferă soluții. Din potrivă, una dintre soluțiile discutate este laftivismul, iar unul dintre actorii care au utilizat laftivismul în Republica Moldova este Daniel Vodă, când erai purtător de cuvânt al ministrului de externe în schimbul tău de focuri pe Twitter cu Maria Zaharova. Mulțumesc, da, a fost o relație foarte specială, de care sunt bucuros că am scăpat, dar totodată arma informațională externelor acum este Igor Zaharov, ceea ce probabil pentru jurnaliștii din Federația Rusă este și asta o descoperire că trebuie să dea citat nu Zaharova, dar Zaharov. Eu, în conversația de început, referitoare la carte, aș vrea să vorbesc sau să mă refer la un pasaj, o secțiune din ea, care se referă la de ce suntem post-adevăr.
Este un subiect care personal pe mine m-a marcat din mai multe puncte de vedere și sper că și audiența care a citit această carte o să fie de acord sau în dezacord, sau colegii care sunt paneliști. Dar nu înainte să zic, Paula, un mulțumesc mare pentru provocarea de a citi o carte cap-coadă, de a primi plăcerea asta de a descoperi multitudine de idei care au fost aici. Dar ceea ce spuneam de post-adevăr este că la o anumită etapă autorul menționează că tehnologiile de la baza platformelor sociale la oaltă postulează că informațiile au devenit armă informațională, cu alte cuvinte devin o parte beligerantă a discursului și nu vorbim doar de un război fizic, dar și de un război informațional. Și la un moment dat se spune că faptele nu mai contează. Că până la urmă, oamenii își iau acel adevăr comod, adevăr în care cred, de care sunt mai apropiați. Și autorul, de fapt, în același paragraf, de fapt, menționează că stați un pic, până la urmă, adevărul sau faptele pot fi neplăcute, ele pot să nu ne placă, dar ele sunt extrem de utile. Și mie mi-a plăcut mesajul ăsta pozitiv care a fost transmis în această secțiune, pentru că, la fel cum spune autorul, că atunci când construiești un pod, trebuie să explici oamenilor de ce au nevoie de acel pod, la ce bun o să aducă. Apropo, când citeam secțiunea asta, mi-am adus aminte de podurile peste Prut, care se construiesc pentru a întări comunitatea noastră comună de limbă, istorie și cultură cu România, prin poduri de piatră care vor impulsiona economia, vor impulsiona relațiile între oameni. Citind această carte, eu cred că nu putem să spunem că găsim soluții miraculoase pentru problemele cu care ne confruntăm astăzi, probabil pentru că cartea a fost scrisă într-un un pic alt context. Sunt sigur că autorul avea să găsească exemple foarte concludente, în special pe fundalul războiului brutal în Federația Rusă împotriva Ucrainei. Noi am trăit această realitate, noi am văzut când faptele absolut eronate, demonstrate de către verificatorii de fapte, de către comunitatea de jurnaliști, au fost acceptate sau luate pe post de adevăr și la un moment dat, reacția universală la fiecare din noi este că cum asta se poate întâmpla? Și răspunsul la întrebarea cum asta se poate întâmpla găsim și în cartea autorului care vorbește despre acea aliniere la anumite mesaje, poate din confortul și background-ul pe care îl avem fiecare din noi. O lectură extrem de utilă, la fel ca și Valeriu am apreciat traducerea în limba română. Am încercat să văd dacă părerea mea despre carte coincide cu recenziile care sunt pe internet și am fost surprins să văd că aceeași lectură a provocat cu totul alte gânduri la oameni care erau, de exemplu, din vest, în special am citit o recenzie care era pe The Guardian și am văzut o perspectivă care nu mi-a atras atenția din start, ceea ce înseamnă că este o lectură la care voi reveni cu siguranță. Noi aici, când comenta Valeriu, am auzit că Liliana spunea că a găsit totuși o soluție în carte. Dar întâi de toate pot să confirm că pe mine cartea m-a deprimat, pentru că soluții în carte, într-adevăr, nu sunt multe. Una din ele era jurnalismul constructiv. De altfel, zilele acestea, Institutul Reuters pentru studiul jurnalismului a lansat un raport pe noile tendințe digitale și asta este una dintre soluțiile propuse și de acest institut. Jurnalismul constructiv, ceea ce se mai zice și solution journalism, și jurnalismul care explică. Astea sunt soluțiile propuse de Institutul Reuters, pentru că, zic ei, asta ar fi singura cale cumva ca știrile negative să fie înlocuite de știrile pozitive și știrile care pur și simplu vin așa să ne arate crimă, omor, totul era în jur, care cumva trebuie înlocuite cu știrile care oferă soluții. Dacă ar fi să spun ce m-a marcat în această carte, bineînțeles, sunt multe lucruri, ca cineva care a lucrat pentru BBC, lucruri care pe mine chiar m-a durut când l-am citit, a fost că dacă înainte se punea cumva la îndoială dacă BBC este obiectiv, acum în general se pune la îndoială dacă există obiectivitate și imparțialitate. Ori în prima mea zi de angajare, eu am primit așa un tumult, am primit 300 de pagini, codul de etică corporativ, în care acuratețea, corectitudinea și imparțialitatea erau valorile de bază, să spun așa. Și iată, chestia asta, bun, la nivel pur personal m-a marcat.
Înțeleg că cumva cazul Siria, Aleppo, poate cumva pe proximitate geografică e mai departe de noi și poate la nivel de opinie publică nu atât de tare ne-a interesat, n-am urmărit, poate nu e atât de aproape și bineînțeles că una e proximitatea cu Ucraina și alta e cu Siria, dar cazul acelui activist civic care documenta, filma, practic se expunea riscului să moară, să fie ucis, în speranță că toate aceste dovezi ale crimelor vor conta, ca până la urmă să ajungem să citim următorul lucru. Khaled îl chema, a călătorit la Los Angeles. Dar când am încercat să discut cu el despre asta, mi-a părut puțin jenat de experiența lui de acolo. Era bucuros, desigur, că filmările sale au fost văzute de atâția oameni. Dar el nu a înregistrat moartea și distrugerea orașului său pentru a participa la petreceri în Hollywood. Deci reacția a fost filme, premii la nivel de Hollywood, dar nu la nivel de Consilii de Securitate, nu la nivel de alte forumuri care trebuiau să reacționeze cumva la acele orori și la acele crime. Iarăși revenim la Glasnost, pentru că noi cumva cu toții rezonăm, ca să zic așa, cu această glasnost, sau pentru noi este mult mai relevant, în timpul glasnostului s-a crezut că adevărul îi va elibera pe oameni. Dictatorii se temeau atât de tare de adevăr, încât preferau să-l suprime. Cu toate că aveam ca niciodată până acum mai mult acces la informații și la dovezi, faptele și-au pierdut relevanța. Deci, după mine, asta este de-a dreptul scary, da? Minciunile politicienilor nu mai șochează pe nimeni. Mai nou e insistența cu care aceștia țin să ne arate că nu le pasă prea mult dacă spun sau nu adevărul. Putin nu a mințit atât pentru a încerca să înlocuiască o realitate cu alta, ci pentru a arăta că faptele nu contează. Să fie oare posibil să comiți crime în plină zi, fără să pățești ceva? Și iată, cartea practic se termină cumva cu ideea că impunitatea e la zi, e la scară largă și că practic nu prea avem ce să facem în fața acestei impunități. Deci pentru mine, Paula, discuția de astăzi nici măcar nu este ce soluție avem la dezinformare, dar ce soluții avem la impunitate? De fapt, mă bucur că ai adus în discuție exemplul din Aleppo, pentru că, deși, uite că vedeam că aceleași crime se repetă în Mariupol și în întreaga Ucraina astăzi, totuși atitudinea internațională s-a schimbat, inclusiv datorită războiului informațional purtat de Ucraina, cum zicea și Valeriu mai devreme. Propagandă versus dezinformare versus manipulare de o forță străină. Tu ziceai că în Uniunea Europeană acum este preferat termenul de dezinformare sau manipulare și nu de propagandă. Poți să ne spui un pic mai multe lucruri despre asta? Și autorul ne zice câte ceva. Da, deja nici măcar dezinformarea, ci mai mult influența externă, influența și unic manipularea externă a informației, deci cel puțin Comisia Europeană operează cu această terminologie. Ca să revin un pic la explicația de ce comunitatea poate acum internațională are altă opinie, pentru că între timp a devenit deja vizibilă influența aceasta și distorsionarea practică a rezultatelor de alegeri, implicarea în treburile interne. Și deja când s-a văzut că se operează într-un mod foarte coordonat la nivelul mai multor țări, inclusiv Brexit-ul, inclusiv alegerile cu Trump și Hillary, cred că deja cumva și comunitatea internațională a devenit mai atentă la astfel de influențe. Propaganda, bine, ea are conotații diferite pentru diferite etape, dar a propaga o idee, deci integrarea europeană este sau nu este, dacă propagăm ideea, ceea ce face astăzi Daniel. El propagă ideea de integrare europeană sau nu propagă? Face propagandă pentru integrarea europeană sau nu? Și atunci riști să deschizi ușa pentru interpretarea atât de largă și pentru niște precedente atât de crase, încât atitudinea și recomandarea partenerilor noștri de la Bruxelles este totuși să încercăm să îngustăm cât putem de tare portița pentru interpretări. Nici nu atât e problema în definiții, cât cine și ce va face cu aceste definiții la un moment dat. Și chiar și pe dezinformare, noi o avem în codul nostru al serviciilor media audiovizuale, care este legea specială pentru Consiliul Audiovizualului, de anul trecut, din iunie, avem definiție pe dezinformare. Noi am pornit de la, sau legiuitorii au pornit de la definiția din legea lituaniană, privind accesul la informația publică, care spune că dezinformarea este răspândirea intenționată de informații false. Legiuitorii au mers în Republica Moldova și au extins și au spus care aduce prejudiciu unei persoane, unei organizații, nu știu cum, ca după aia să avem recomandări să îngustăm
Pentru că prejudiciul unei persoane sau unei instituții se poate merge pe altă lege, pe prejudiciul reputațional și pentru că această dezinformare este încadrată în articolul 17 care ține de securizarea spațiului național. Și atunci spiritul este legat de securitatea spațiului național, nu de o persoană sau de o organizație. Cred că ne apropiem deja de situația în care ne simțim mult mai potcoviți. Am lucrat la metodologii, am lucrat cu experți internaționali și cred că ne apropiem de situația în care suntem potcoviți să putem da sancțiuni și pe dezinformare. De ce nu ne-am grăbit? Pentru că în codul nostru dezinformarea și discursul aur sunt cele mai grave încălcări. Dacă pe asigurarea informării corecte putem începe cu avertizare sau cu amendă de 5.000 de lei, pe dezinformare și pe discurs la ură, prima treaptă este 40.000 de lei, a doua treaptă este 70.000 de lei și a treia treaptă este suspendarea de licență. Acum imaginați-vă că ne apucăm așa în stânga și în dreapta să dăm astfel de amenzi pentru o știre care pur și simplu este jurnalism prost. Da? Ce fel de precedente creăm? Deci este foarte fină această linie între jurnalismul prost, unde poți să dai o amendă de 5.000 și unde treptele de sancționare sunt vreo 7 la număr până la suspendare și hotarul acesta cu dezinformarea, unde trebuie să vezi foarte clar intenția, reaua credință și prejudiciu. Și atât la acest prejudiciu trebuie să fim și noi foarte atenți cum îl demonstrăm, pentru că povara demonstrării acestui prejudiciu este acum pe cea. Între libertatea cuvântului și cenzura a fost una dintre cele mai pregnante confruntări ale secolului al XX-lea. După războiul rece, libertatea de exprimare părea să fie învins în multe locuri. Dar ce se va întâmpla dacă cei puternici vor folosi abundența informațională, vor întoarce pe dos libertatea cuvântului și o vor utiliza ca pe armă împotriva opozanților, păstrând în același timp destulă anonimitate pentru a putea nega ulterior orice implicare. Încheiat citatul, Orașele Teorilor, partea 1 din cartea semnată de Peter Pomeranțăv, Asta nu e propagandă. Pe marginea acestui volum a avut loc această dezbatere de astăzi. Cartea de față, explorând epavele semantice ale lumei de azi, căutând crâmpeie de sens și cioburi de înțelesuri, ce ar mai putea fi salvate? În acest scop vom scotoci în unghierele întunecate ale internetului, unde trolii își torturează victimele, vom asista la bătăile care se dau pentru marele narațiuni ce ne modelează societatea și în cele din urmă vom încerca să înțelegem cum ne definim pe noi înșine.